Partidul Național Liberal și-a lansat vineri seara candidații pentru alegerile locale din 9 iunie, în prezența peste 2000 de membri, dar și a președintelui Nicolae Ciucă și a ministrului Educației Ligia Deca. La eveniment a participat și Nicoleta Pauliuc, președinta Femeilor Liberale. Virgil Popescu este candidatul pentru funcția de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin, iar pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți candidează Dumitru Mărculescu, actual deputat liberal de Mehedinți. Am venit aici să vorbim, nu să ne convingem unii pe alții, să-i convingem pe cetățeni. Avem nevoie să convingem cetățenii despre valoarea administrației liberale. Peste 2000 de membri ai Partidului Național Liberal au participat vineri la lansarea candidaților formațiunii politice pentru alegerile locale ce vor avea loc pe 9 iunie. În fața unei săli arhipline au fost prezentate prioritățile administrațiilor liberale. Vreau să vă spun, dragi severineni, dragi mehedințeni, că pentru prima dată în ultimii 34 de ani, Severinul are un candidat de anvergura domnului Virgil Popescu, un om cu experiență vastă, un om care, așa cum spunea și doamna senator, a trecut printr-o criză energetică, alături de criză economică, un război la graniță și chiar dacă a fost demonizat de dușmani, am mai spus-o și o mai spun că își vor da seama cât de rău putea, fără măsurile luate de guvernul PNL și de ministrul Virgil Popescu. Avem energia necesară de a construi în România, avem energia necesară de a construi în Mehedinți și avem energia necesară de a construi în Comuna Balta. Sunt fericită că acest slogan l-am avut în suflet chiar din clipa în care am decis să devin, din profesia mea de medic veterinar, primar al Comunei Balta. Greii partidului candidează la alegerile locale. Fost ministru al Economiei și Energiei, Virgil Popescu, a spus că are soluțiile necesare pentru rezolvarea celor mai stringente probleme ale orașului. 8 ani! Atât de mult a stat Severinul în umbra promisiunilor neonorate și a proiectelor care nu au văzut lumina zilei. Nu mai crede nimeni în minunile lui Aladin și în cele 1001 de povești ale lui Scrăciu. Gata cu promisiunile. Eu unul am venit și am propus concret un contract, un contract pe 12 luni, că în primul an de mandat voi rezolva încălzirea Severinului. Mai sunt 61 de kilometri de făcut. Deputatul Dumitru Mărculescu va candida pentru funcția uninominală de președinte al Consiliului Județean. Acesta a vorbit despre necesitatea unor proiecte de anvergură pentru mehedinți care să conecteze județul la regiunea Olteniei. Trebuie să vă spun un lucru. Cred că un președinte de Consiliul Județean trebuie să se gândească la binele comun și la binele tuturor oamenilor, începând de la copilul care are nevoie de creșă până la bătrânul aflat în nevoie. Și mai cred un lucru. Cu cât lupta este mai grea, cu atât bucuria victoriei este mai mare. Dumnezeu să ne ajute și să aducă gândul bun în mintea oamenilor și să acorde o perspectivă acestui județ binecuvântat de Dumnezeu. În Mehedinți, liberalii au mai multe femei candidat pentru funcția de primar. Fie că vorbim despre orașele Baia de Aramă și Vânjumare sau despre comunele Balta, Burila Mare, Gogoșu sau Husnicioara, femeile liberale vor să repună comunitățile pe drumul dezvoltării sau să își continue proiectele începute în mandatul precedent, așa cum este cazul Irinei Soican, primarul comunei Balta. În momentul în care o femeie ajunge în poziții de decizii, acolo unde se iau deciziile, politica se schimbă, pentru că există mult mai multă empatie, mult mai multă aplecare spre soluții și să știți că în politică, politica poate arăta altfel dacă femeile ar fi în aceste poziții. Le invit și pe cele care ne urmăresc acest interviu să intre în politică, să-și sprijine doamnele, pentru că femeile trebuie să sprijine femeile, femeile trebuie să voteze femei.
femei, pentru că numai așa putem schimba societatea. Prezent la eveniment, președintele Partidului Național Liberal Nicolae Ciucă a punctat faptul că o administrație liberală este o soluție viabilă pentru eliminarea lacunelor care au adus Mehedințiul pe lista celor mai puțin dezvoltate județe. Este inacceptabil, așa cum spuneam și în cuvântul meu, ca uitându-ne la potențialul Mehedințiului să vorbim despre Mehedinți ca cel mai sărac, cel mai rămas în urmă județ din regiunea de sud-vest a țării, și eu nu așa am cunoscut pe severineni, pe mehedințeni. Sunt oameni ambițioși, oameni cu potențial, oameni cu inițiativă, cu creativitate. Apoi să vină cineva și să facă ceea ce este de făcut în acest județ. Foarte mulți dintre candidații care doresc să ocupe funcția de primar și să aducă o administrație eficientă în localitățile din județ sunt tineri. Antonia Trușcă, Cristian Hârșovu, Ovidiu Pârșan, Adrian Gușman, Constantin Marius Bărăitaru sau Boblea Alin sunt doar câteva dintre exemplele de candidați tineri care vor să aducă schimbarea în județul Mehedinți.